Una dintre măsurile pentru care se pot depune proiecte până la sfârșitul lunii martie se referă la creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere. În acest caz, contribuția solicitantului este de 50% din valoarea totală a investiției. Se pot face proiecte pentru fabrici de lapte, abatoare, tot ceea ce înseamnă procesarea a produselor agricole. Prin același program de finanțare cu bani europeni se încurajează și dezvoltarea activităților din turism. Sprijinul alocat de FADR-ul, respectiv de Agenția de Plăți și Dezvoltare Rurală, este de 200.000 de euro. Această măsură prevede crearea de pensiuni, modernizare, extindere, deci tot ceea ce înseamnă turism. Anul trecut am depus proiect pe măsura 3.1.3 pentru execuția unei pensiuni turistice în Comuna Dubova. Valoarea pensiunii este peste 400.000 de euro, 50% o să fie sumă nerambursabilă de la fondurile europene. Din păcate, în Mehedinți, cele două măsuri nu se bucură de o popularitate foarte mare. Anul trecut, doar 3 solicitanți au accesat fonduri europene și au construit un abator și 2 crame. Alți 15 și-au ridicat pensiuni turistice. Am avut un proiect pentru dotări. Valoarea a fost undeva maxim 100.000 de euro, deci cred că 96.000 de euro, partea nerambursabilă. Și am semnat dotările pentru pensiune. Am dotat cu bucătărie, cu ceva echipament, mobilier în restaurant, camera aer condiționat, bicicletă, saună. Și cei care au pensiuni merită, chiar este foarte ușor de accesat pentru dotări, cum am spus eu anul trecut, pentru că procedura e mult mai simplă, inclusiv partea de achiziție publică și, sincer, merită. Adică să cumperi tot ce vrei pentru o pensiune cu jumătate din preț este foarte, foarte bine. Proiectele pentru cele două tipuri de măsuri se depun la sediul Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Data limită este de 31 martie 2011.